Primarul Marcel Romanescu a declarat că premierul Viorica Dăncilă a vorbit în mod eronat săptămâna trecută despre finalizarea lucrărilor la stadion, în condițiile în care autoritățile din Târgu Jiu încă așteaptă sumele necesare pentru arena din municipiu. Aceasta nu poate găzdui momentan evenimente sportive. La momentul ăsta, tot ceea ce a depins de primărie, inclusiv investițiile care le aveam noi de făcut, din punctul nostru de vedere, s-a respectat, adică am branșat inclusiv stadionul la utilități, până la limita de proprietate, așa cum este prevăzut în contract. Așteptăm să se emită hotărârea de guvern. Noi sperăm ca, dacă nu săptămâna asta, săptămâna viitoare, să emită hotărârea de guvern. Marcel Romanescu nu exclude însă și posibilitatea ca la mijloc să fie vorba și de o rea intenție legată de culoarea sa politică, însă speră ca în cele din urmă executivul să dea undă verde hotărârii de guvern pentru aprobarea ultimelor sume de bani necesare finalizării investiției. Cu toate că trebuia dat în folosință la finalul anului 2016, noul stadion din Târgu Jiu nu este gata nici până în prezent, la aproape 2 ani distanță. Din partea mea ca și primar și din partea factorul de decizie din primărie, am făcut tot ceea ce depindea de noi. Legătura permanentă cu Compania Națională de Investiții pentru a demara, după cum bine știți, acum două luni de zile am trecut prin Comisia Interministerială. Din acel moment, unde trebuia să fim prezenți, la hotărârea de guvern, nu trebuie să fim prezenți în sala de ședință. În arena cu o capacitate de peste 12.000 de locuri s-au investit deja 22 de milioane de euro, dar lucrările s-au împotmolit la final.